Un bărbat a fost condamnat la începutul acestei săptămâni la 3 ani și 3 luni de închisoare în regim de detenție cu executare după o tâlhărie de 20 de lei. Fapta a avut loc pe 21 ianuarie 2021, în jurul orei 22, la un pub din zona casei de cultură din Piatra Neamț. Bărbatul aflat sub influența băuturilor alcoolice a amenințat o barmaniță, punându-i că o omoară în bătaie, dacă nu-i dă suma de 20 de lei. Femeia i-a dat suma de bani solicitată, iar individul a părăsit locația, fiind identificat ulterior într-un local învecinat de agenții de pază alertați prin apăsarea butonului de panică. La udier, bărbatul a declarat că are probleme de de natură psihică și că nu și-ar fi luat tratamentul prescris. Dar raportul de expertiză medico-legală psihiatrică a concluzionat că acesta a comis fapta cu discernământ. Din același raport a mai rezultat că inculpatul a recunoscut că în fața membrilor comisiei a amenințat fata de la bar să-i dea cei 20 de lei. Astfel, pentru fapta lui, bărbatul a fost condamnat de judecătoria Piatra Neamț la 3 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. La această pedeapsă, judecătorii au mai adăugat 3 luni pentru o altă faptă pentru care bărbatul a fost condamnat cu suspendare. Stabilește în sarcina inculpatului pedepsa cea mai grea, de 3 ani de închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 3 luni, reprezentând o treime din cealaltă pedepsă, stabilind pedepsa rezultată de 3 ani și 3 luni de închisoare, în regim de detenție. A stabilit instanța. Relatează mesajul.ro